Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit la ora expertizei. Republica Moldova riscă să se pomenească cu finanțările externe înghețate dacă guvernarea nu va renunța la proiectul de lege privind liberalizarea capitalului. Este opinia mai multor experți economici care au solicitat astăzi retragerea din Parlament a inițiativei legislative. Potrivit lor, proiectul elaborat de Coaliția de Guvernare vine în contradicție cu prevederile acordului de asociere și ignoră angajamentele asumate în fața Fondului Monetar Internațional. Potrivit experților, proiectul care oferă posibilitatea persoanelor fizice să-și declare averile pe care anterior le-au ascuns în schimbul unei taxe de 2% din valoarea bunurilor implică riscuri de creștere a corupției și de evaziune fiscală. În plus, dacă va fi votat în lectură finală, partenerii externi ar putea să-i întoarcă spatele Republicii Moldova. Această amnistie fiscală și de capital este unul extrem de controversat și negativ pentru Republica Moldova. Vine în contradicție cu principiile Fondului Monetar Internațional. FMI se declara extrem de îngrijorată vis-a-vis de riscurile cu privire la scăderea disciplinei fiscale, scăderea eficienței luptei împotriva spălării banilor. Mai mult decât atât, FMI atunci a menționat că implementarea unei semne amnistii creează riscuri pentru programul de finanțare. Aceasta, vrând nevrând, se va răsfrânge asupra relațiilor atât cu femei cât și cu alți parteneri de dezvoltare. Experții au remarcat că inițiativa a fost votată în primă lectură cu încălcarea procedurilor legale. Nu doar societatea civilă a fost ignorată. Avizul guvernului nu exista la data de adoptare acestor două proiecte în prima lectură. Este foarte straniu ca un act legislativ care afectează atât de mult sistemul corupției, corupția și sistemul de integritate, să fie adoptat în prima lectură fără o expertiză anticorupție. Noi solicităm clar retragerea și demararea unor consultări, regândirea în general a conceptului care a fost pus la baza acestui proiect de lege. Controversatul proiect de lege care reduce și competențele Agenției Naționale de Integritate responsabile de verificarea averilor funcționarilor și demnitarilor a fost votat în primă lectură săptămâna trecută. Documentul a stârnit discuții aprinse în presă și în rândul societății civile. Mai mulți experți au atenționat că parlamentarii din coaliție au făcut o lege cu dedicație pentru demnitari și funcționarii publici care, după intrarea în vigoare a modificărilor propuse, își vor putea legaliza bunurile obținute în mod fraudulos. Contactat de Jurnal TV, unul dintre autorii inițiativei, deputatul PD Sergiu Sârbu, a declarat că vor fi luate în calcul doar propunerile de îmbunătățire a proiectului, însă este exclusă posibilitatea retragerii proiectului de pe agenda legislativului. Discutăm despre acest subiect cu invitații mei din această seară, fostul ministru al finanțelor și expert Transparency International Moldova, domnul Veceslav Nigruța și expertul economic Victor Ciobanu. Bună seara și bine v-am găsit! Bună seara! Ce înseamnă această liberalizare a capitalului și această amnistie despre care toată lumea vorbește, toată lumea voiește, mai puțin parlamentarii nu prea dau semne că s-ar speria de ceea ce se întâmplă în societate? Bună întrebare. În denumirea acestui proiect de lege, nici liberalizare și nici stimulare fiscală nu se conține în esență, în interior. Sunt niște termeni frumoși, lipiți în titulatură, ca să capteze cumva simpatia celui care votează și eventual citește legea. Doi aleșii noștri, din păcate... Dar care nu merge mai departe de titlu. Exact. Care citește exact până la titlu și preambul. Pentru a nu greși, da. Pentru care proiect să răduce mâna. Da. Din păcate, doi aleșii noștri nu își pun prea multe întrebări, pentru că este un proiect venit ca și comandă, coordonat din altă parte, iar votul în prima lectură lasă multe semne de întrebare. Și aici probabil că punctul 3 este important. Guvernul contează în țara asta sau nu? Pentru că acest proiect nu a fost avizat de guvern. Chiar dacă e doar prima lectură votată, dar conform tehnologiilor, da, legislative. Conceptul în lectura a doua nu mai poate fi schimbat. Și atunci, la ce bun, chiar dacă vine un aviz de la guvern sau de la CNA, pentru că aici e o problemă și de expertiză anticorupție care nu a fost efectuat la proiectul respectiv, colegii de la Ministerul Finanțelor sau cei din guvern
până nu demult habar nu aveau despre ce este vorba. Acum probabil că un pic... Să înțelegem că este un proiect care urma să fie avizat înainte ca să meargă la guvern sau în timp ce era pe masa miniștrilor de CNA, de cine ar mai putea fi inclus? Conform procedurii prescrise în legi, orice inițiativă legislativă venită din partea unui deputat sau unui grup de deputați, înainte de a fi acceptată spre examinare în plen, urma să fie prezentată guvernului pentru avizare, pentru că direct sau indirect afectează bugetul și este o normă scrisă în Constituție, pentru că orice inițiativă de genul ăsta care afectează partea de venituri sau cheltuieli a bugetului trebuie să fie neapărat avizat de guvern, ceea ce nu s-a făcut. Nici nu există, pentru că procedura de examinare la guvern prevede și examinare înainte de asta de către CNA la subiectul de coruptibilitate a proiectului dat. Nimic nu s-a făcut, dar este și un alt moment, patru, zic așa, proiectul a fost înregistrat pe data de 1 decembrie în Parlament, zi în care la Chișinău era misiunea Fondului Monetar, împreună cu șefa misiunii. În perioada 29 noiembrie, 2 decembrie, la Chișinău era misiunea Fondului Monetar, cu care Moldova a semnat în noiembrie, pe 7 noiembrie, de fapt, a primit un nou acord, memorandum cu Fondul Monetar. Deci, se lasă impresia că intenționat acest proiect a fost ascuns atât de societate aici pe intern, cât și ascuns de ochii atenți și prudenți a partenerilor de dezvoltare. Și doar ulterior, către data de 8-9 decembrie, cumva dintr-o întâmplare proiectul a ajuns în spațiu public și s-au început anumite discuții. Și eu presupun că aceasta era surpriza, că proiectul putea fi votat imediat în prima și a doua lectură, în perioada aceasta de sărbători, ca lumea să nu-și poată da seama despre ce este vorba. Iar ulterior, după sărbători, când se trezește lumea și începe să înțeleagă ce s-a mai întâmplat în acea perioadă, uite, avea să apară această deja nouă lege în Republica Moldova. De ce este periculos acest proiect? În primul rând aș vrea să mă întorc la terminologie și aici mi-aduce aminte de Orwell. Războiul este pace, libertatea este robie și tot așa mai departe. Deci în spatele cuvintelor frumoase, care de fapt sunt termeni economici, care au fost arbitrar plasați în denumirea acestei legi. Deci nu are nimic cu liberalizarea capitalului, nu are nimic cu stimularea fiscală această lege și, ca să amintesc, încă o lege faimoasă care se numea privind stabilizarea macroeconomică în context regional, care de fapt a făcut... Hotărârii secrete, da, că prin răspare... Exact, când s-au emis garanțiile și s-a făcut posibil acel furt a miliardului de valizare a băncii naționale și așa mai departe, cu toate consecințele de rigoare. Și acum această lege apare în același lanț logic. Deci ea este o continuare a acelei legi frumoase, cu o denumire frumoasă, dar de fapt care a dus la un dezastru economic, pentru că anul 2015 a fost dezastru economic. Asta doar în imaginația bolnavă a guvernului. Noi avem succese și creșteri de 3% din groapă când faci orice pas în orice direcție, este creștere până la urmă. Da, și cu stabilizare și tot așa mai departe. Deci, să fim foarte atenți. Dacă am putea puncta, este periculos acest proiect de lege sau aceste proiecte de lege, pentru că ele sunt... Foarte simplu, este periculos acest proiect de lege, pentru că, de fapt, este o amnistie pentru un capital dobândit ilegal, în mod fraudulos și așa mai departe. Deci genericul acestei legi trebuia să fie, vizează doar un cerc foarte restrâns de beneficiari din gașca, de la guvernare. Deci așa și trebuia să-l numească. Este o lege pentru pățani. Deci strict. Pentru că nu vizează business-ul absolut legal care își onorează obligațiunile fiscale, nu vizează iarăși 90% din cetățenii acestei țări care ei nu au pur și simplu ce legaliza și tot așa mai departe. Deci acum, în acest context, doar o mică remarcă ca să închei,
acei 440 de milioane care au plecat încă din țară în anul precedent, deci care majoritatea cred că erau deținute de offshore-uri și am văzut că e Olanda și știm cine ține capitalul în Olanda, am văzut Cipru, știm cine ține capitalul în Cipru și așa mai departe. Ca acum, în acest an, ele să se întoarcă și contra unei sume foarte simbolice, deci 2%, vă dați seama, deci prima, cei care au participat la fraude masive sunt beneficiarii. Doi, sunt toți, toate cordebăletul ăsta care asistă gașca. Deci judecătorii, procurorii și așa mai departe, cu castele de 3-4 niveluri, în contextul reformei CNI în anii care se schimbă, care nu va putea să-i, după asta, să le penalizeze, să le controleze aceste averi. Iată este toată esența acestei legi. Mă întreb în acest context, cât face 2% din 13 miliarde? Asta mai puțin contează. Da. Ca să continui gândul. Ceea ce, de fapt, se aduce prin legea respectivă este legalizarea ilegalităților, ceea ce este ilegal. 1. 2. Această făcătură, acest proiect de lege pune cruce pe tot ce se cheamă reforma sistemului justiției. Or, două elemente importante care au fost partea pachetului de înțelegeri cu Uniunea Europeană, inclusiv pentru suport bugetar, era noua lege cu privire la procuratură și crearea Autorității Naționale de Integritate. Acest pachet, această lege, acest proiect, de fapt, pune cruce pe orice activitate ulterioară în vederea. Pentru toate investigațiile de vinule. Exact, toate investigațiile care sunt acum în derulare. 3. În primul rând, evident că este un cerc foarte restrâns de beneficiari care, atenție, n-au plătit până acum impozite. Pentru că proprietățile au fost scoase, au fost înregistrate pe alt nume, pentru că veniturile sau impozitele n-au fost plătite, deci cei care n-au plătit impozite primesc acest cadou. Și își legalizează proprietățile în anul în care celelalte 90% de cetățeni care își plătesc impozitele și au fost corecți cu legea, au primit pe umerii săi pentru următorii 25 de ani o povară de în total aproape 21 de miliarde de lei buni de plată. Deci cei care n-au plătit impozite sunt cumva stimulați de această guvernare, cei care și-au plătit impozite sunt penalizați încă o dată. Este injust și inechitabil și creează precedente și dezvoltă acest hazard moral în continuare de a cultiva datorii, neplăți, ca ulterior să fie într-un fel amnistiați. Pentru că noi vedem statistica ce arată în iunie, iulie și august, datoriile și neplățile la bugete de toate nivelele au crescut de la aproape 1 miliard către aproape 2 miliarde. Și o să vedem foarte atent. Cine sunt beneficiarii? Sunt oameni care au cunoscut despre o eventuală amnistie exact și au cultivat aceste datorii. Exact așa, istoria cu cele 3 bănci. Care exact. Lumea care a profitat cunoscând și având informații știind ce se pregătește. Banca Națională exact. Ulterior o să crediteze. Eu știu că acest proiect de lege, deci a fost scrisă o scrisoare către Fondul Monetar Internațional pentru a-și spune cuvântul pe marginea acestui proiect de lege. Eu mă întreb dacă nu ar fi fost nimic în neregulă, mai era nevoie de această scrisoare către FMI și doi la mână, dacă această scrisoare este bifată sau FMI-ul este de acord cu acest proiect de lege, să presupunem, ce ar însemna acest lucru? O umbrelă, un fel de garanție? La care scrisoare vă referiți? Cine a scris scrisoare celor de la FMI? Guvernarea? Exact. Păi, așa. Asta s-a întâmplat după ce au adoptat proiectul de lege în prima lectură, nu? Pentru că ei au avut toată posibilitatea să discute tet-a-tet cu experții Fondului Monetar. Atunci când era aici, Chișinău. La Chișinău. Și n-au făcut, i-au ocolit, pentru că acum să le scrie scrisori. Eu, de exemplu, de-ar fi cel de la FMI care iau decizia, i-aș scrie înapoi tot o scrisoare. Conținutul, cred că vă dați seama care ar fi. Aici chiar aș vrea să spun că de data aceasta am impresia că guvernarea chiar ar sărit calul sub toate aspecte și a trecut toate limitele. Deci, da, a deblocat prin
fel de fel de combinații și tot așa, a semnat acel, l-a chinuit acel memorandum de ceva bifat și într-un moment a avut senzația că deja jocul este făcut și așa cum este obiceiul. Deci, ăștia, a venit prima tranșă, prima tranșă da, și ok. A fost tranșa din partea României. Am văzut astăzi și declarația ONG-urilor din România, care se adresează direct guvernului să nu mai ofere în caz că această lege va fi. Și eu cred că aici chiar o să asistăm la, dacă nu la o presiune, nu știu, că cred că fondul nu o să se expună în direct, dar cel puțin neoficial o să trimită anumite semnale, o să vedem. Deci, băieții ăștia deja făcând jocuri permanent și crezând că totul se permite, profitând de această impunitate pe interior, ei deja nu mai au simțul realității și cred că pe exterior exact așa se va întâmpla. Dar asta nu este adevărat, pentru că tranșele așa cum au fost deblocate, exact așa pot fi înghețate sau blocate ulterior, pentru da, că asta vine în contradicție cu toate înțelegerile și cu toți partenerii. Exact. Domnul Ciobanu pomenea despre declarația ONG-urilor din România. Într-adevăr, societatea civilă din România cere conducerii de la București să suspende finanțarea pentru Republica Moldova dacă legea liberalizării capitalului va fi adoptată de Parlamentul de la Chișinău și în lectura a doua. Reprezentanții mai multor organizații neguvernamentale spun că este inacceptabilă continuarea susținerii financiare în condițiile în care se dă frâu liber corupției și spălării banilor. Solicitarea este adresată președintului Klaus Iohannis, premierului Dacian Cioloș, dar și liderilor PSD și USR. Într-o declarație semnată de câteva ONG-uri de peste Prut, se arată că așa numita legea liberalizării capitalului ascunde mai multe riscuri. Autorii spun că proiectul favorizează spălarea banilor obținuți din tranzacții obscure sau prin offshore-uri și iartă funcționarii publici cu averi ilegale. Totodată, semnatarii remarcă faptul că inițiativa a fost adoptată în grabă, fără dezbatere ample. Această lege reprezintă o puternică lovitură dată eforturilor anticorupție susținute de partenerii Republicii Moldova, principala condiție pentru sprijinul bugetar internațional. Ea demonstrează cinismul politicienilor pro-europene de la Chișinău, care pretind că fac reforme, dar deghizează o măsură anti-europeană sub un nume pro-european pentru a deruta atât partenerii străini, cât și publicul moldovean. În plus, viteza adoptării legii în prima lectură arată că reformele cerute de finanțatorii internaționali sunt îndeplinite doar parțial și cu întârziere, nu din cauza instabilității politice, așa cum se pretinde, ci din cauza lipsei de reală voință politică. Notează autorii declarației. Potrivit semnatarilor, contribuabilii români trebuie să fie informați dacă banii lor sunt folosiți pentru reforme reale sau pentru a compensa sursele irosite prin corupție. În aceste condiții, ONG-urile din România cer să fie blocate atât granturile, cât și creditele oferite Chișinăului, dacă autoritățile moldovenești nu vor renunța la acest proiect. Finanțarea Republicii Moldova cu bani publice românești și europeni în condițiile în care se dă frâu liber corupției și spălării banilor este inacceptabilă. În calitate de contribuabili români și societate civilă preocupată de buna guvernare la Chișinău, solicităm actualei și viitoarei opoziții din Parlamentul României să sprijine guvernul de la București în reconsiderarea împrumutului de sprijin bugetar pentru Republica Moldova, dacă actuala formă a legii liberalizării capitalului și stimulării fiscale trece și în a doua lectură. De asemenea, solicităm opoziției să monitorizeze cu atenție folosirea banilor acordați până acum de Guvernul României către Republica Moldova. Declarația a fost semnată de Centrul Român de Politici Europene, Expert Forum, Grupul de Dialog Social, dar și de Freedom House România. Autoritățile de la București nu au anunțat deocamdată dacă vor da curs solicitării. La rândul său, purtătorul de cuvânt al președintelui Parlamentului de la Chișinău, Victoria Ocar, a refuzat să facă declarația. Amintim că în vara acestui an autoritățile de peste Prut au decis să ofere prima tranșă din creditul de 150 de milioane de euro, după câteva amânări repetate. În schimb, guvernul român a cerut Chișinăului implementarea unui șir de reforme. Ne interesează când vom avea o reacție din partea oficialităților din România și dacă e să presupunem care ar putea fi aceasta odată cu noua componență a Parlamentului și legăturile cu Chișinăul. Bine, probabil că pe astfel de proiecte, ca și esență care este pusă acolo, evident că prima vioară este fondul monetar.
și poziția celor de la fond, a altor donatori, cum este Banca Mondială, Uniunea Europeană, pentru că era prevăzut și un suport masiv macrofinanciar de acolo. Și aceștia doi erau condiționați de fond. Erau condiții, exact. Și guvernul de la București, evident că vor coordona poziția, iar posibil să nu fie o poziție expusă public, pentru că e program cu fondul monetar, dar vom vedea dacă se mai insistă pe cea de-a doua lectură ca și examinare în Parlament. Și asta va fi un semnal foarte clar. Dacă partenerii de dezvoltare s-au impus și au condiționat continuarea finanțării cu retragerea acestui proiect, atunci legea va fi retrasă. Atunci legea va fi retrasă. Probabil că e vorba de câteva zile, o zi, două, până când vom vedea și reacția. Dar acest proiect implică riscuri. Și primul risc care este pentru Republica Moldova este să rămână descoperită financiar dacă se blochează finanțarea pentru 2017, într-un an în care bugetul 2017, aproape 30% e construit pe intrări de granturi și finanțări externe, ceea ce nu s-a întâmplat până acum niciodată. Era ceva în jur între 8 și 12% venituri prin astfel de intrări. Acum sunt aproape 30%. Riscul e mare ca, având finanțare blocată, aici, în Republica Moldova, să avem blocaje pe întreținerea, susținerea sectorului bugetar și public. Atunci să vedem, ce anume se urmărește, pentru că se procedează în grabă. Două săptămâni de la data de 1 decembrie, când a fost înregistrat. Bine, în 23 avem inaugurarea și Parlamentul își încheie. Este în ultima ședință, după care pleacă la schi și ne trezim abia în sfârșitul lunii ianuarie, după care vedem ce se întâmplă. Pe partea de adoptare, 23 decembrie, adică până la inaugurarea lui Gordodon. Da. Dar dincolo de această zi, când s-ar urmări ca acesta să fie votat și promulgat, ce anume își doresc sau cine, care este gașca, ce anume vrea să ascundă gașca, ce se legalizeze? De-aia am zis că vreau să-l contrazic pe domnul Negruță. Acum se blochează finanțările, admitem, a donatorilor, începând cu FMI, respectiv subordonat merge Banca Mondială, Uniunea Europeană și așa mai departe. În schimb, asistăm la un boom al investițiilor. Cele 440 scoase anul precedent încep să revină în țară. În plus, de ce am zis că această lege este în lanțul logic cu legea precedentă și, de fapt, este o finalitate logică. Să admitem, totuși, că cei de la guvernare vor face abstracții de sugestiile, da. Și această lege intră în vigoare. Atunci noi, definitiv, ne transformăm în spălătorie regională. Deci, dacă până acum erau operațiuni de tranzit, acum noi suntem deschiși deja și pentru alte capitaluri de care vreți, din stupefiante, din vânzare de armament, din orice, care se legalizează în Republica Moldova contra sumei de 2%. Și atunci noi devenim o veritabilă zonă, deja nu gri, dar oarecum care devine cu altă culoare, aproape spre negru sau nu știu în ce culoare în toate organizațiile internaționale se colorează, și atunci noi punem capac, deci deja cu în genere cu partenerii externi în toate relațiile. În schimb, noi facem așa o zonă, un Eldorado pentru tot felul de capital dubios din toată lumea sau cum vreți. Și atunci, iată, presupun că aici nu vorbim despre case, despre blocuri, despre anumite afaceri cu de 1 milion, 2, 3. Ba da, chiar și astea vorbim, pentru că foarte multe sunt înregistrate, cum am zis, judecători, procurori, ați văzut miliardul acela care a fost luat în sistemul. Ăștia sunt la pachet. Aici probabil că ar fi incorrect să divizăm care anume. Eu cred că e vorba de tot ce s-a întâmplat până acum ilegal, toate proprietățile active, bunuri în țară și peste hotare,
deținută de oameni care au fost la putere, care sunt la putere și care au fost într-un fel sau altul beneficiari direcți, indirecți, inclusiv și oameni de afaceri care au fost în afaceri cu statul, în diverse contracte de privatizare, de achiziții publice și alte scheme de genul respectiv. Deci bunurile dobândite în astfel de metode, de regulă, au fost înregistrate pe alte persoane, rude, inclusiv peste hotare. Acum, ideea este, probabil, a acestui proiect să readucă cumva persoanele date, să intre deja în posesie, ca ulterior să zică că totul e bine și curat. Dar să luăm un exemplu simplu. Noi cunoaștem o persoană care a fost mediatizată, are în proprietate un Porsche de 11.000 de lei. Exact. Aici și automobile. S-a adus o ilegalitate. Da. În raportările obligatorii, conform legea cu privire la proprietate și venituri a judecătorilor, deci s-a admis o ilegalitate. Și odată cu astfel de legi, ilegalitatea permite legalizarea acestui mijloc de transport, nu cu 11.000, dar, de exemplu, deja cu 30.000 de euro. Exact. Păi și la diferență se achită un 2%. Apar o sumedenie de întrebări, pentru că asta e un simplu exemplu. E foarte simplu, pentru că sunt agenți economici, proprietăți, afaceri, peste hotare, ușor, casele cele cu 3-4 nivele, exact, tot acolo. Exact, da. Care au aceeași situație. Avem în jurul Chișinăului o sumedenie de construcții care sunt înregistrate sau pe pensionari, pentru că sunt scutiți de plata impozitului, sau toate construcțiile sunt ca și construcții nefinisate sau neînregistrate în registre. Sunt foarte multe lucruri care, prin astfel de șmecherii, ar crea acea inechitate și un simț, cum să zic, de inechitate socială. Ceilalți care au fost corecți chiar s-ar simți într-un fel intimidați prin astfel de apucături. Vorbim despre rata creșterii corupției odată cu această lege, dacă este promulgată, votată în lectura a doua și ce să înțelegem? După ce este votată și promulgată, putem avea noi cazuri de corupție sau deja vor fi mai atenți? Sau exact. Ce s-a întâmplat până acum? Nu. Este un semnal, iarăși, totul se poate, iarăși, pe interiorul găștii. Deci, ceea ce ați furat acum va fi legalizat, ulterior o să vedem. Da, în continuare. Deci noi am mai avut amnistie în 2007, apropo șeful fiscului și atunci și acum este unul și același. Și în 2007 a zis că au așteptat să vină 300 de milioane și au venit 1,5. De la amnistia fiscală. Da, de la amnistia asta fiscală. Asta e ceea ce ținea de la persoane fizice. Da. Dar atunci costul total a fost de 3,5, aproape de 4 miliarde. Pentru persoane juridice. Per total. Și acolo, apropo, s-a întâmplat așa, pentru că ziceam de cultivarea datoriilor. Eu am avut acces la informații să văd cine a beneficiat de acea amnistie din 2008, care a fost pusă în aplicare în 2008. Și am văzut nume sonore, am văzut întreprinderi individuale care au fost, cărora li s-a iertat 10 de milioane. În caz concret e vorba de 28 de milioane plăți la buget. De fapt, a devenit un business. Mulți mărunți cumpărau datorii ca ulterior să intre în schema de amnistie. A fost un fel de business. Fix așa am văzut acum în vară, când datoriile au fost cultivate intenționat ca ulterior să fie scutite. Și înțeleg de această dată, dacă noi vom cunoaște, de exemplu, reporterii de investigație, noi ca și jurnaliști, vom depista faptul că mai mult de întreprindere au cumpărat datorii de la alte companii pentru ca să beneficieze de amnistie fiscală, nu vom putea face nimic. Asta este... Nimic nu se va putea face. Toată informația va fi secretizată și cu siguranță accesul la informații nu va fi.
în cazul dacă, pentru că sper totuși să nu se întâmple. Toți beneficiarii vor cădea sub protecția acestei legi, nicio informație în spațiu public nu va apărea, cum s-a întâmplat și în 2008. În spațiu public n-a apărut cine au fost beneficiarii, doar s-a făcut o informație generalizată la guvern și atât. Și orice investigații de genul că a fost cedată datorie sau alte lucruri, ele, mă rog, va fi foarte greu să le demonstrez că dânșii au fost parte a amnistiei respective, pentru că, bine, și proporția amnistiei asta fiscale acum în 2016 un pic alta decât atunci. Declarațiile de VR-uri care vor veni, cifrele de afacere ale mai multor întreprinderi vor putea fi analizate? Cifra de afaceri nu va fi afectată. E vorba de structura acționariatului. Cine apare nominal ca și beneficiar a agentului economic A, B sau C? În declarațiile pe avere și venituri... Capitalul statutar. Posibil nu. Va fi doar schimbare de nume în linii mari. Iar ce ține de persoane care sunt obligați prin lege să depună declarația pe proprietate și venit, da, vor apărea anumite bunuri poate acolo, poate vor apărea altă valoare la mijloc de transport sau la casă, dar ei vor fi protejați de lege. Nimeni nu va putea aplica nicio investigație proveniența resurselor respective. Ori legea asta, exact asta și prevede. Pentru că autorii când speculează în spațiu public și zic nu, acele investigații care sunt deschise, ele vor fi continuate și bani de proveniență murdară vor urma calea investigației, este incorrect expus acest argument, pentru că chiar legea spune niciun bun venit sau proprietate legalizată prin această lege nu va fi subiect al investigațiilor ulterioare. Deci ei, într-un fel, garantează liniștea ulterioară. Aici mă întreb, pentru că am aici la mine și citatele din ceea ce a declarat Candu, președintele Parlamentului, și spune că și proiectul de lege nu înseamnă că nu vor fi verificate sau că sunt scutite de pedeapsă, deci persoanele care au dobândit ilegal. Nu știu exact la ce se referă, dar mai poate fi sau nu mai pot fi trași la răspundere, anchetați, investigate aceste cazuri. Păi una ce spune în spațiu public autorul, exact, și alta când citește legea pe care dânșii au semnat-o sau proiectul de lege. Acolo e scris exact altceva. Și am zis că exact în explicații cu economia subterană, cu ce vreți, cu termeni economici care jonglează Candu, este una. Cel mai sincer a fost ministrul justiției, care a spus, de fapt, noi avem 70.000 de funcționari publici care cad sub incidența reformei. Și ei trebuie să vină deja pregătiți după ce va fi implementată această lege. Ce înseamnă 70? Sunt exact 2% din populație, da? Deci 98, da, 98% sunt liberi, independenți și nu cad sub incidența acestei legi. Deci este o lege clar, cum am zis, pentru gașcă, pentru funcționari, pentru pățani, deci exact pentru ei și-au pregătit această lege cu amnistiere. Exact. Doar un exemplu. Eu m-am întors recent de la o conferință internațională de la Kiev pe filiera Transparency International, care a fost organizată acolo, colegi din mai multe structuri, organe și entități și non-guvernamentale, dar și guvernamentale au participat în această conferință. Și există precedentul ucrainean, când în septembrie un proiect similar a fost circulat în spațiu public în Ucraina, lansat de anumite cercuri oligarhice, cu scopul de a-și liberaliza capitalurile, avuțiile adunate prin muncă grea și obositoare. Să vedeți că poziția partenerilor de dezvoltare a fost foarte activă și prima vioară a fost exact Fondul Monetar, care a arătat din deget celor care au venit cu astfel de inițiative și s-au potolit spiritele. Și acum la conferință la Kiev s-au discutat tehnici, proceduri și strategii de recuperare a activilor obținute urmare a corupției mari, a fraudelor, inclusiv bancare. Deci, în Kiev, timpul este dedicat
încercării de a recupera mijloacele fraudate de către exponenți politici care au beneficiat de aceste fraude. Și la noi e cu totul altceva. Accentul sau să cheltuie energia socială, timpul și inclusiv mediatic pentru a discuta un proiect de lege care ca și efect nu este combaterea corupției, ci de fapt legalizează acestui lucru. Fenomen. Exact. Noi suntem o remarcă mult mai avansați decât colegii din Kiev, deci vă asigur că prin anul 2010-11, când eram și noi în epoca oligarhiei concurențiale, tot ar fi fost o gălăgie mare, grupuri de interese rivale, concurente și așa mai departe. Acum, când am rămas doar cu un singur grup, de unde vreți o reacție pe interior din cadrul ăsta? Da? Atunci stăm la cheremul partenerilor, așteptăm reacția lor, pentru că din interior deja nu mai avem. Vedem că președintele nou ales și opoziția se preocupă de retragerea cetățeniei lui Băsescu, care este un lucru extrem de important și n-am auzit nimic despre care vor fi pașii cu această lege, care este dar strigătoare la cer, practic. Iată asta, este o agendă reală și avem agende false care sunt mori de vânt și așa mai departe. Aici, doar un moment, dacă îmi permiteți, în 2011 a fost promovat și din ianuarie 2013 este în vigoare legea numită convențional metodele indirecte de evaluare a proprietăților și veniturilor în scopuri fiscale. Să știți că până în ziua de azi, 3 ani au trecut, nicio investigație fiscală, nici pe un cetățean, n-a fost făcut cap-coadă așa cum scrie legea. Dar dacă s-a aplicat norma dată legală, să știți că cel puțin 500 de cetățeni funcționari, foști funcționari, judecători, puteau fi trecuți prin această investigație dacă se contrapunea cheltuiala efectuată de persoană și veniturile încasate. Ia simplu, declarația pe venit și proprietate și scanează omul. Și dacă aplicai legea, cel puțin vreo 500 de persoane puteau deja să intre în sub incidența acestei. Cum să zic, era gata, curățel, pregătit pentru următoarea etapă a reformei, inclusiv în justiție. Dar așa nu s-a făcut. Intenționat, legea este moartă la nivel de serviciu fiscal, din simplu motiv că politicul nu-i permite să aplice această lege. Eu mi-aduc aminte rezistența care a fost în Parlament la etapa de promovare. Pentru că frica era enorm de mare. Unii au trebuit să-și regrupeze și să-și reorganizeze afacerile. Și la adoptare în 2012 s-a pus și clauză că va intra în vigoare abia în 2013 ianuarie ca să aibă timp suficient ca să nu cumva să aibă pierderi. Pe partea de anticorupție, mă întreb, există, chiar dacă există foarte multe semne de întrebare la adresa CNA-ului, există și niște dosare care stau acolo și niște persoane care sunt anchetate tocmai pentru fapte de corupție, pentru multe alte lucruri care înseamnă preluări și așa mai departe. Și atunci mă întreb, ce se va întâmpla cu aceste dosare și cu aceste persoane? Ele trec pe basma curată? Sigur, ele trec pe linie moartă, acele dosare. Pentru că exact la reorganizarea CNI în anii, asta se spune, că deja cei care au declarat, au liberalizat capitalul contra sumei simbolice de 2%, nu cad sub incidența acestui control. Și mai este ceva. Da. El anșor tot cade sub incidența. Nu vreau să personific discuția, dar mai este încă ceva. Să vedem și acest aspect. Domnule, mai este încă ceva. Să nu uităm despre amnistia din astă vară. Pentru că ea viza nu doar oamenii judecați deja, ci și toate dosarele care erau doar la etapa incipientă de investigare, dosar care nici n-a ajuns în judecată, care se află abia în procuratură, toate dosarele, conform acelei amnistii, au fost amnistiate. Deci oamenii sunt liberi de răspunderea penală încă datorită acelei amnistii și acum vine amnistia capitalului pe care au obținut-o urmare ilegalității, urmare a fără de lege care a fost. Deci asta vine cumva complementar să-i ajută pe cei noi infractori, proprietari, da, pe infractori, exact. Noi încercăm să-l sunăm pe unul dintre autorii acestui proiect, pe Sergiu Sârbu, nu răspunde la telefon, în cazul în care ne urmărește sau cineva care îi răspunde poate anunța. Noi suntem deschiși să discutăm și cu Sergiu Sârbu. Nu cred că este autor. Sergiu Sârbu este comentator.
Dar ați făcut referință la fraudele bancare și eventual acei beneficiari care au parte, da. Care au fost în frauda bancară. Deci în discuții la Kiev, pentru că acolo a fost prezentă și doamna director executiv Kroll, oficiu de la Londra care are contract cu Banca Națională. Deci am avut discuții și în panel, dar și într-un workshop închis pentru un contingent mai restrâns. Nu fac referință la partea contractuală vis-a-vis de Kroll, Republica Moldova, dar dacă vorbim despre tehnici, proceduri, aptitudini pe care le aplică oamenii de la Kroll, deci vă asigur că Kroll este pe urmele acestor beneficiari și pas cu pas urmărește mișcarea oricărui dolar, oricărui euro care a ieșit din sistemul bancar și a intrat în alte jurisdicții, cum ar fi Marea Britanie, Hong Kong, Letonia sau Cipru. Și sunt sigur că acest proiect de lege, într-un fel sau altul, direct sau indirect, este o măsură preventivă de protecție acestor beneficiari direct sau indirect care au aceste active peste hotare. În momentul în care aceste active revin acasă ca și jurisdicție unde se află ele fizic înregistrate în sectorul bancar, apare o problemă, finalitatea lucrului Kroll de recuperare. Pentru că recuperarea poate fi, de exemplu, impus un sechestru, un blocaj pe cont, pe proprietate, dacă proprietarul este acolo, da, înregistrat. Păi nu știm exact care e clauza contractuală. Da, deci, bine, cu recuperarea se ocupă nu Kroll-ul, cealaltă companie, Stepton & Johnson. Okay. Da, deci vizează toate jurisdicțiile, inclusiv REME sau exclusiv REME. Păi iată tehnicile pe care eu le-am auzit din discuția cu reprezentanții companiei, îmi dau siguranță și certitudinea că indiferent de guvernări, indiferent unde și cui aparțin mijloacele fraudate, ei profesionist își vor face meseria. Și asta ne dă doza de optimism necesară să credem că această epopee într-o bună zi va avea finalitate logică. 1. Recuperare de mijloace. 2. Tragerea la răspundere a persoanelor care poate eventual prin această lege încearcă să se protejeze acum. Eu deci chiar aș vrea să știu ce înțeleg sau cum înțeleg cetățenii această lege și acest proiect de lege, având în vedere că anul acesta au aflat cu stupoare că miliardele furate din sistemul bancar de la cele trei bănci au căzut și cad pe următorii 25 de ani pe umerii lor. În timp ce acei 2%, această gașcă despre care vorbiți, domnule Ciobanu, beneficiază de amnistie fiscală. Da. Și acum mă întreb de moralitate și de legitimitatea acestei lege. Dar nu cred că are sens să aplicăm acești termeni. Am zis chiar în debutul emisiunii că asistăm la un fel de serial bazat pe Orwell, exact. Deci exact invers. Uitați-vă, cuvinte absolut din alt domeniu se folosesc ca paravan pentru a face, de fapt, o fraudă elementară, deci de legalizare a dobândirii frauduloase a capitalului. Deci asta se face. Ne transformăm, cum am zis, în spălătorie. Aș vrea totuși un pic să ajung la ceea ce a sugerat domnul Negruță. Deci am putea, nu știm exact clauzele contractului, am putea să asistăm și la această figură. Deci în momentul când Kroll ajunge pe urmele beneficiarilor finali, ei de acolo își retag capitalurile, le plasează în Republica Moldova și asta doar ce am vrut să spun, că odată și odată această guvernare, această gașcă va cădea, da, și atunci eu cred că dacă, așa cum afirmă domnul Negruță, cei de la Kroll își fac meseria foarte bine, e o saretică. De fapt, banii care au venit din Cipru s-au întors din Olanda înapoi. Deci sunt banii celor care, de fapt, au participat la această fraudă, au mers prin toate schemele și au ajuns în Republica Moldova și s-au protejat. Cât se vor proteja?
un an, jumătate de an, nu știm când va cădea această guvernare. Banii ăștia oricum vor cădea sub incidența acestei investigații care va fi dusă la bun sfârșit și banii vor fi recuperați. Asta este important să știm pentru cetățeni. Dar asta se va întâmpla nu înainte ca această guvernare să cadă. Mai avem puțin timp la dispoziție și doar de concluzii, mai avem câteva minute. Dacă e să vorbim despre riscul de imagine pentru țară, pentru sistemul bancar, și am auzit că se vorbea despre o creștere economică bazată pe acest proiect de lege. Aici eu am intrat în colț. Și investiții, a spus domnul Cal. Am intrat la colț și aș vrea să întreb, vedeți o creștere economică eventual, lăsând deoparte toate criticile? Pentru că asta, cu asta se acopereau, că va exista și o creștere economică. Știți, în condițiile în care vezi raportată peste 400 de milioane de dolari retragere de investiții directe într-un an, în 2015, și nu vezi efectul acestor retrageri în creșterea economică. Creșterea economică merge mai departe cu plus. Da. Da. Logic, dacă în 2017 vine o intrare de mijloace de 100 de milioane înapoi ca și investiții directe, din nou, fictivi într-un fel, logic n-ar trebui să afecteze nicicum creșterea. Pentru că asta e cum ai pune dintr-un buzunar în altul. Doi, legalizarea pe numele beneficiarilor finali, din punct de vedere al creșterii economice, al teoriei creșterii și din punct de vedere al fiscalizării, nu ar trebui să aibă niciun impact, din simplu motiv că prin impozite indirecte, TVA, accize, prin impozitarea venitului și acele active tot erau impozitate, tot generau acea creștere care este. Deci logica economică spune că n-ar trebui să fie niciun impact. Trei, noi vorbim despre iertarea penalităților și a amenzilor. Aici chiar nu văd cum ar putea să crească sau să genereze creștere. Dacă ne uităm pe partea cealaltă de legalizarea capitalului, am vorbit până acum, deci nu văd o legătură directă și un imbold careva pe creștere, dar riscul și pe imagine de țară este mare, că în cazul dacă Fondul Monetar și partenerii blochează finanțarea, nu o să avem acele intrări pe sectorul public, care într-un fel, prin multiplicatorul cheltuielilor, generează o anumită creștere. Și atunci putem să avem tendința exact inversă de descreștere pe tot ce se cheamă efect economic. Am ceva foarte scurt. În plus, nu vorbim, deci creșteri de 3%, astea nu sunt creșteri în condițiile în care noi în 2015, iarăși în comparabil socotit în dolari, am nimerit în anul 2010 și de doamne în 2020 și atingem nivelul anului 14 de până la această dilapidare bancară, până la această fraudă. Deci iată 10 ani care au fost șterși din creșterea economică a Republicii Moldova. Asta este problema cea mare. Deci pe tot ce spune guvernarea este de fapt o minciună, dar trebuie să contăm și să mizăm pe această presiune, sper, a partenerilor de dezvoltare și e posibil să fie retrasă. Foarte scurt. Foarte scurt. Eu sunt în așteptare în 2017 accelerarea procesului privatizării, unde anumite mijloace vor intra peste hotare. Contrabanderizorii. Exact. Cu costuri mici. În cazul în care se va ajunge până la lectura a doua și promulgare. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru discuții. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. La ora expertizei, ne revedem și mâine seara la aceeași oară. Toate bune!